În perioada 12-21 februarie, orașul Lillehammer din Norvegia va găzdui Jocurile Olimpice de tineret de iarnă. Moldova va concura la probe de schi fond și la competițiile de sanie. Cine sunt sportivii calificați? Aflăm din reportajul ce urmează. Republica Moldova va fi prezentă la întrecerile de sanie de la Lillehammer cu Leonardo Cepoi, precum și schi fond 10 km și sprint cu Cristian Bocancea. Este un junior de la schi fond care face practic sportul de 4 ani și participant deja la Festivalul Olimpic de anul trecut de la Liechtenstein și un viitor mare. În Moldova avem rare ori zăpadă. Cum de avem asemenea tineri bine pregătiți? Istoria probelor de iarnă se vine încă din anul 1992. Avem grupe mai multe de copii, avem diferite probe de sport care le putem susține și le dezvolta în continuare în Republică. La întreceri se așteaptă participarea peste 1000 de sportivi care vor disputa 70 de complete de medalii. Programul de concurs include întreceri la biatlon, hochei pe gheață, schi, dar și alte discipline de iarnă. Jocurile Olimpice pentru tineret au loc odată la 4 ani, după același format ca la Jocurilor Olimpice, numai că participanții au vârste cuprinse între 14 și 18 ani.